noi, când intrăm în relațiile noastre, noi deja derulăm o poveste despre ce înseamnă o relație de iubire pentru mine. Abandon, abuz, durere, lacrimi, suferință, plecări, respingere, minciuni, fiecare în funcție de trauma lui. Toată povestea ta, de fapt, despre tine, începând de la traumă și până în prezent, este una bazată pe frică. Deci și atașamentul tău va fi în funcție de ce ai tu în subconștient. Mai pe scurt, în momentul în care începi să vezi pe cineva ca un partener pentru tine, încep să-i și pui eticheta despre ce înseamnă pentru mine o relație cu iubitul meu, soțul meu, sau partenerul meu, partenera mea. Păi hai să ne gândim ce înseamnă pentru mine relațiile. A, păi stai că pentru mine relațiile înseamnă suferință, tă, 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 tă. Și automat apare frica. Și atunci vreau să mă agăț. Vreau să controlez 3D-ul. Pentru că cred că dacă îl schimb pe celălalt, abia atunci o să fiu bine. Și uit că eu am creat asta.